Municipiul Motru va beneficia de o nouă capelă în localitatea Ploștina. Primarul Cosmin Morega a declarat că acest proiect va fi finanțat din bugetul local cu o valoare de aproximativ 450.000 de lei și un termen de execuție de 8 luni. Destul de investiția primăriei municipiului Motru, investiția este pe buget local, după demersurile făcute pentru a identifica terenul necesar, a face documentațiile cadastrale în vederea realizării acestui obiectiv. Acum putem spune că o altă dorință a cetățenilor, o promisiune a primarului Cosmin Morega, se apropie de final, să zic, promisiunea, în sensul că am semnat contractul. Urmează ca firma câștigătoare să înceapă lucrările în cel mai scurt timp după ce își fac garanțiile și pun toate documentele necesare, fiindcă este normal ca să fie astfel de obiective în toate, să le zicem, satele aparținătoare municipiului Motru. Va fi o lucrare modernă, va fi la standardele cerute actuale. Valoarea, cum am spus, este de la bugetul local, undeva la 450.000 de lei pentru această investiție. Termenul de execuție undeva la 8 luni de zile. Va fi realizată Ploștina, Biserica Ploștina, ce aparține Ploștina 1 de municipiul Motru, și avem în vedere în următoarea perioadă ani să mai realizăm cel puțin încă două astfel de investiții și în localitățile celelalte de pe raza municipiului Motru. Edilul a subliniat importanța capelei pentru locuitorii din Motru, această investiție fiind o necesitate, nu un moft. Eu zic că este important, având în vedere că nu odată și de mai multe ori se întâmplă că la singura capelă de pe raza municipiului Motru, realizată în urmă cu, să zic, 20 de ani, au fost și 3-4 persoane într-un spațiu destul de mic, undeva la 30 de metri pătrați, și până la urmă, cum am spus, nu este o mop, este o necesitate, este o dorință a cetățenilor, având în vedere că municipiul Motru este împărțit în două, la cele două biserici, Catedrala și Tui și Ploștina 1. Nu, și atunci este normal și firesc ca să reușim să realizăm și această investiție.